da se pune ca product placement. Salutare tuturor! Managerul meu, Radu Daniel, mi-a propus task-ul de a face diferite tipuri de content video menite să ilustreze viața într-o companie. Și nu neapărat lucrurile acelea generice, super editate, tradiționale, ce eu personal poate le găsesc cringe. Iar asta cred că este o idee foarte, foarte, foarte bună, fiindcă astfel pot scoate în evidență lucrurile din spatele cortinei unui job, ce de cele mai multe ori poate sunt ascunse, poate uneori chiar intenționat. Iar asta este important, fiindcă un job este o experiență diferită pentru fiecare, sau ar putea să fie, cel puțin. Mai ales un prim job, o primă astfel de experiență ce te pregătește cumva pentru piața muncii. Iar asta este ceva ce mie personal ar fi fost foarte de folos în facultate. Ok, planul este ca fiecare bucată de content să aibă un focus diferit. Iar fie că face referire la specificitățile unui job sau unei industrii, fie că este o reflectare asupra primelor mele săptămâni la job, task-uri, time management, găsirea unui echilibru. De asemenea, vreau să ating punctele forte, dar și cele slabe ale vieții la job și nu să creez o imagine perfectă și nerealistă, pentru că suntem oameni. Există zile bune, zile mai puțin bune, te îmbolnăvești, te sperii, nu vreau să ascund lucrurile astea. Deci, dacă crezi că îți vor plăcea sau îți vor fi utile toate aceste chestii, îți conect. Și de asemenea, hai pe pagina CV30 să vezi ce alte lucruri mișto mai facem acolo. De asemenea, dacă ai idei despre ce ai vrea să vezi, scrie-le în comentarii. Suntem deschiși la minte. Pe data viitoare.